Bine v-am regăsit, dragii mei. Așa cum v-am promis, vă prezint rezultatul experimentului făcut de mine. Iată găina care stătea cloșcă de aproape o lună de zile. Bineînțeles, nu i-am lăsat ouă să clocească, dar nici nu am declocit-o. A acceptat puișorii. Cum v-am spus, aseară am băgat sub ea 3 puișori și astăzi de dimineață, la prima oră, am băgat-o cu toți puișorii la un loc. Bineînțeles, am schimbat locul, pentru că, ea fiind mai mare, are nevoie de spațiu mai mult. Unde erau puișorii, fiind mai mititei, mai țineam acolo o săptămână, maxim două. Însă așa am făcut transferul mai rapid. Uitați cât de frumos îi ține cloșca adunați pe toți la un loc. Am încercat și eu și se pare că a reușit experimentul. Deci vă recomand să încercați și dumneavoastră acest truc, să spunem așa, pentru că, iată, într-adevăr, cloșca nu gândește, ci doar își urmează instinctul, să spunem așa, de mamă în ghilimele, și acceptă puișorii. Deci, cu o seară înainte, băgați 2-3 puișori sub cloșcă, iar a doua zi de dimineață, îi dați toți puișorii. Se aude ploaia, a început ploaia afară. Și sperăm de acum să crească și puișorii mei. Prima serie, cu mama lor adoptivă, care iată iubește din prima clipă. Și o dovadă clară că iată natura își urmează cursul firesc. Vă doresc multă sănătate și să aveți spor în gospodărie. Pe data viitoare!